Cred că suntem onorați astăzi, martori fiind la acest eveniment, să putem spune toți care suntem aici din toată inima, slăviți să fie Domnul. Amen. Pentru că El face lucrurile minunate din viața noastră și mai ales astăzi vedem cum Dumnezeu a lucrat și cum Dumnezeu continuă să lucreze. Nu știu dumneavoastră cum sunteți astăzi aici. Mie după fiecare cântare îmi venea să mă ridic în picioare și să ridic mâinile. N-aș vrea să spun că aș fi vrut chiar poate să îmi exprim bucuria așa altfel ca să nu fiu pricină pentru cineva, dar un fapt este sigur. Dumnezeu aici la Elim este onorat astăzi. De aceea trebuie să-i dăm lui toată slava. Pentru că cel care iartă păcatele este Domnul, cel care se coboară în mijlocul laudelor este Domnul, slăvit să fie Domnul. Fiecare a slujit într-un mod extraordinar. Apreciez mai ales cei care au fost cu instrumentele aici. Am și eu acasă un băiat de 6 ani, cred că o să vi-l trimit, care are și chitară, și tobă, și trompetă, și fluier, și tare aș vrea să iasă un cântăreț bun din el, pentru lauda lui Dumnezeu. Astăzi, 22 mai, este o zi specială pentru că, așa cum probabil unii știți, aici în biserica din Elim, eu am și un frate, am și nepoți și se împlinesc 11 ani de când Marius s-a botezat la Deva. Și când am vorbit cu el zilele astea și pe telefon și astăzi mai ales, vreau să vă spun că am primit de la el și am citit în el așa bucurie și satisfacție și mulțumire duhovnicească, spunându-mi despre peste 20 de adolescenți care au experimentat și botezul cu Duhul Sfânt și astăzi sunt aici ca să încheie legământ cu Domnul în apă. Slăviți să fie Domnul și pentru asta. De asemenea, știu că între cei care se botează e cineva de prin zona Făget, Mircea Filip, din părinții Iosif și Camelia, suntem chiar și neamuri prin alianță, suntem din zona aia, dar marele har este că cel care ne unește pe toți, indiferent de diferențele noastre, este Domnul Iisus Hristos. Acum, dumneavoastră sunteți foarte familiarizați cu textul care a fost citit. Păstrez și acum în Biblie o schiță de predică din 12 martie 94, ținută în biserica din Curtea, de pe lângă Făget, de fratele Codreanu, din textul acesta. Și mai am acasă, pentru că, ca și dumneavoastră, l-am ascultat cu bucurie și cu plăcere. Și știu că de aici a avut o predică atunci încât oamenii, asistența, a fost cercetată de prezența lui Dumnezeu. Nu mă gândesc și nu îmi revendic calitatea de a călca pe urmele înaintașilor noștri în sensul acesta, dar am pe inimă să pun înaintea dumneavoastră câteva gânduri din acest binecunoscut pasaj din Scriptură. E adevărat că autorul acestei evanghelii prezintă pe acea femeie ca fiind o femeie păcătoasă. E adevărat că Simon, când se uită la ea și la atitudinea ei în relația cu Domnul Iisus, cred că a început să aibă dureri de cap, că tocmai femeia asta s-a găsit din cetate să vină nepoftită, neinvitată în casa lui să se așeze lângă Iisus, că femeia asta avea o reputație slabă. Chiar și masoreții care au împărțit Scriptura pe capitole și versete au pus titlul acestui pasaj Femeia păcătoasă. Dacă ar fi să vorbesc despre păcate astăzi, n-aș putea să vorbesc despre păcatele dumneavoastră, că n-am dreptul și nici nu le cunosc. Ar trebui să vorbesc de ale mele și n-aș vrea chiar să mă vulnerabilizez așa de mult. Însă, ceea ce vreau să accentuez este că Iisus, când se uită la femeia asta, vede
și altceva. Pentru că mereu Domnul, când se uită la oameni, la cei care se botează, la cei care vin pentru prima dată în casa Lui, la cei care au vechime pe calea Domnului, mereu Domnul vede ceea ce nu văd oamenii. Mereu Domnul vede dincolo de etichetă, dincolo de prejudecată, dincolo de ceea ce văd ochii noștri. Ceea ce vede Domnul, vreau să vă spun, este mereu adevărat și este mereu actual. Știți ce a văzut Domnul la femeia asta? E scris aici. Și a zis: Simone, ai dreptate, e femeie păcătoasă, are multe păcate, dar vreau să spun ceva. Femeia asta a iubit mult. Așa e scris. Femeia asta a iubit mult. Nu spune Biblia când s-a născut dragostea pentru Domnul Iisus în inima acestei femei. N-avem evidențe biblice la vreo întâlnire anterioară, la vreo predică, la vreo evangelizare, pe malul Iordanului, când s-ar fi botezat Iisus, nu detaliază Biblia când s-a născut dragostea pentru Domnul în inima acestei femei. Nici nu spune Biblia cum s-a născut, în urma cărui fapt. Dar cuvântul de astăzi spune cum s-a exprimat dragostea din inima acestei femei pentru Domnul Iisus Hristos. Și dacă îmi doresc ceva dincolo de dogme și dincolo de implicări și de atitudini, îmi doresc ca în inima noastră, cu adevărat, să fie dragostea pentru Domnul Iisus Hristos. Că dumneavoastră știți că și un poet al nostru a zis: dacă dragoste nu e, nimic nu e. Iar un sfânt a zis: iubește-L pe Iisus și poți să-ți faci tot ce stai capul. Pentru că atunci când îl iubești pe Iisus, vei face doar ceea ce îi place lui Iisus. Ce se întâmplă când dragostea este în acțiune? Aș vrea să spun patru lucruri prescurt în această dimineață. În primul rând, când dragostea pentru Dumnezeu este în acțiune și se manifestă față de Domnul și nu trebuie să fii botezat neapărat ca să începi să-L iubești pe Domnul. Și nu trebuie neapărat să fii implicat într-o activitate ca să-L iubești pe Domnul, că dragostea începe mai de dinainte. Când dragostea este în acțiune, în primul rând există interes și integrare. Așa am definit ceea ce spune versetul 37. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că Iisus era la masă în casa fariseului. Domnul Iisus a fost foarte amabil cu oamenii. A fost mereu disponibil pentru oameni. De regulă, Biblia asociază fariseismul cu o conotație negativă. Ba chiar Domnul a predicat și a zis: vai de voi, farisei și cărturari. Și apoi dă Domnul motivele pentru care zice vai de ei. Dar chiar dacă un fariseu îl cheamă în casa lui, indiferent de motivația care a avut-o acest fariseu, de scopul acelei mese, de perspectiva acelei întâlniri, Domnul acceptă invitația și intră în casa acestui om. Dar spune Biblia că în cetatea aceea, o femeie păcătoasă a aflat că Iisus era în casa fariseului. Știți de ce? Că atunci când îl iubim pe Domnul și când inima noastră clocotește și arde pentru Domnul, suntem interesați de lucrurile spirituale și suntem interesați să mergem acolo unde este Domnul Iisus Hristos. Pentru că interesul ne aduce unde este Iisus. Nu știu dacă omul ăsta și-a făcut afișe, apropo, electorale, cu dimensiuni standard. Nu știu dacă cineva a bătut toba la ei în cetate, da, cum se făcea înainte informarea în satele mici de la țară. Nu relatează Biblia cum a aflat femeia asta. Dar un fapt este sigur.
Poate și alții din cetate au aflat că Iisus este în casa lui Simon. Nici într-un caz nu i-a spus fariseul acestei femei, vezi că am un musafir deosebit astăzi. Dar femeia asta, pentru că l-a iubit pe Iisus, după cum spune Domnul Iisus, a aflat că Iisus este în casa fariseului. Știți de ce? Că interesul pentru lucrurile spirituale mereu ne aduce acolo unde este Iisus. Slăviți să fie Domnul! Dumneavoastră știți că în prima slujbă de evangelizare, de după învierea Domnului, când ucenicii erau împreună cu ușile încuiate de teama iudeilor, au fost 10 din 12, că unul nu mai era, dar unul a lipsit. Și spune Biblia că după 8 zile a venit și Toma la adunare. Știți care a fost harul lui Toma? Care n-a fost în prima seară când a venit Domnul. Că mereu și mereu, când se adună oamenii lui Dumnezeu pentru Domnul, Domnul este prezent acolo. Și în următoarea seară a venit și Domnul la adunare, că a venit Toma. Interesul pentru lucrurile spirituale, motivată de dragostea pentru Domnul, mereu ne va duce acolo unde este Domnul. Și unde este Domnul, e adevărat că Domnul este pretutindeni, că este Duh. El nu este materie, El nu este limitat de timp, de spațiu. Dar mai ales Domnul a promis să fie acolo unde este chemat cu inimă curată și cu dragoste de Dumnezeu. Și noi credem că în dimineața asta Domnul este aici. Amen. Am aflat în diferite forme că este un eveniment. Dar cea mai binecuvântată lucrare din această zi de la Elim este că Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților este aici. Și dacă ai venit aici și ai venit dintr-un interes spiritual, știți ce spune Scriptura, ce înțelegem din textul acesta? Că interesul pentru lucrurile spirituale face din evenimentul altora ocaziile noastre să ne întâlnim cu Domnul. N-a fost evenimentul generat de femeie. N-a fost eveniment organizat de primăria din cetate. A fost un eveniment al unei persoane care și-a făcut o masă cu scopul care l-a avut. Dar acel eveniment pentru o femeie care a avut interes spiritual a fost o ocazie să stea la picioarele Domnului întâlnindu-L pe Cel care nu doar a predicat și a făcut bine, ci pe Cel care a putut atunci și poate și astăzi să facă ceea ce nu poate nimeni, și anume să ierte păcatele. Iisus este numele Lui. Interesul pentru lucrurile spirituale ne determină să depășim orice obstacol ca să fim cu Iisus. Poate înțelegem mai greu ce înseamnă pentru o femeie cu un trecut de genul acesta, cu o imagine care a avut-o ea, cu un istoric al ei, să îndrăznească să intre în casa unui fariseu, a unui lider religios, a unui om care îmbrăca o haină religioasă, care se spăla pe mână ori de câte ori venea de la piață pentru că s-ar fi spurcat în atingerea cu atâția alți oameni. O femeie dezonorabilă, cu un trecut care nu o făcea să țină capul sus. A avut îndrăzneala să intre în casa acestui om, pentru că acolo era Iisus. Știți de ce? Pentru că interesul spiritual, motivat din dragostea pentru Dumnezeu, ne va face să depășim orice obstacole, critici, ostilități, adversități, greutăți, necazuri, lipsuri, dar să știm că suntem în prezența Domnului Iisus Hristos. Cunosc atâtea persoane care, de dragul Domnului, au suportat nu doar critici verbale, au suportat ostilități familiale, dar au zis, există un adevăr în viața mea. Eu îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Eu vă iubesc și pe voi. Sunteți ai mei. Nu eu v-am ales pe voi, nici voi nu m-ați ales pe mine. Dar eu îl iubesc pe Iisus și vreau să vă iubesc și pe voi, dacă îmi dați ocazia. Și unora nu li s-a dat această ocazie, pentru că pur și simplu au trebuit să plătească un preț. Femeia asta, în dragostea pentru Domnul, trece peste orice obstacol ca să fie cu Iisus. Cum răsplătește Domnul Iisus acest interes pentru lucrurile spirituale? Înțelegem că Domnul a primit-o. Adică am numit aceasta integrare. Că Cel care ne acceptă, că Cel care ne primește, uitându-se nu la trecutul nostru, dragii mei,
Cine n-are un trecut care să nu-l onoreze? Că la urma urmei pot fi numite de unii păcate mari și păcate mici. Dar la urma urmei sunt păcate pe care le știe toată comunitatea și la care se face publicitate, sau sunt păcate pe care nu le știe nimeni. Dar pe toate le știe unul singur, Domnul Iisus Hristos. Femeia aceasta a venit la Domnul, așa cum a fost ea, cu trecutul ei și cel care a primit-o, fără să o condamne, fără să o judece, fără să-i pune eticheta, fără să o respingă. Nici măcar nu și-a permis să gândească cine e femeia asta care se atinge de mine. Pentru că el tocmai de-aia a venit în lume, ca să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Și cred că astăzi suntem aici oameni care am beneficiat de harul iertării din partea Domnului Iisus. Și putem să spunem, unul singur a avut milă de noi. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dacă am fost păcătoși, dacă avem un trecut dezonorant, dacă alții nu ne-au apreciat sau dacă am fost disprețuiți, cel care ne-a primit ca să ne integreze în familia Lui este Domnul Iisus. Și aici nu mai este nici iudeu și nici grec. Și aici nu mai este nici bărbat și nici femeie. Și aici nu mai sunt nici oameni de opoziție sau de alta. Aici sunt oameni răscumpărați de Domnul datorită jertfei de la Calvar. De aceea se cuvine încă o dată să zicem, slăvit să fie Domnul. Amin. Când dragostea este în acțiune, există interes și integrare. Pentru că o femeie a aflat că Iisus este în casă. Putea să zică, mă duc la târgul de mașini, putea să zică, mă duc să-mi fac treaba mea, putea să zică, am atâta lucru acasă, putea să zică, am atâtea alte preocupări, dar dacă a aflat că este Iisus, pentru că îl iubea pe Iisus, a zis, mă duc acolo unde este Iisus. Slăvit să fie Domnul, că cel care ne adună și ne ține lângă El este Domnul Iisus Hristos. Doamne, pune asemenea dragoste în inima noastră. În al doilea rând, când dragostea este în acțiune, există predare și prețuire. Pentru că Biblia spune în versetul 37, partea de final, că femeia asta a adus ceva cu ea. Asta n-a făcut catecheză. Asta n-a fost învățată să dea zeciuială. Asta n-a fost învățată să pună la colectă un leu sau 5 sau 10 lei. Femeia asta a avut un trecut despre care n-are rost să mai vorbim. Dar pentru că l-a iubit pe Domnul și pentru că a mers să se întâlnească cu Domnul, femeia asta, spune Biblia, a adus cu ea ceva. Pentru că mereu la întâlnirea cu Domnul, noi trebuie să aducem ceva. Și dincolo de a ne aduce inima noastră, cu care uneori ne scuzăm atât de ușor în lăcomia noastră sau în lipsa noastră de dorință de a ne închina Domnului cu ceea ce El ne dă. Femeia asta, spune Biblia, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor. Se spune că acest lucru ar fi fost cel mai prețios lucru din casa ei. Cel mai prețios lucru din casa ei. N-avea altceva, dar avea un parfum extraordinar, care e adevărat, îl folosea pentru anumite situații, dar era ceva prețios. Și când a mers înaintea Domnului în casa fariseului, a zis, eu nu mă duc cu mâna goală. Mai cântați dumneavoastră aici cântarea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Pentru că nu doar inima e cea care trebuie predată Domnului. Pentru că nu doar sufletul este cel care trebuie să-l punem în mâna Domnului. Mereu găsim în Biblie că predarea pentru Domnul este însoțită de fapte specifice, de fapte concrete, de fapte în care oamenii care l-au iubit pe Domnul s-au dăruit pe ei și au dăruit ceea ce au avut ei. Au pus înaintea Domnului. Femeia asta a venit cu lucrul cel mai de preț din casa ei. Care este răspunsul Domnului? Mai știm situații similare din Biblie. Cel care este în măsură să prețuiască adevărata noastră predare. Cel care este în măsură să evalueze cât de mult suntem noi predați Domnului. Este doar El, Iisus Hristos. El n-a spus că cei care s-au închinat la templu și au dat din belșugul lor au făcut ceva rău. El nu i-a discreditat.
El n-a zis că oamenii aceia n-au făcut o dărnicie, dar au zis toți ăștia care au dat, la care eu m-am uitat, au dat din belșugul lor, că există dărnicie din belșug. Dar există o dărnicie din sacrificiu. Există o dărnicie din dragoste pentru Domnul. Și femeia asta, din dragoste pentru Domnul, a dat lucrul cel mai de preț din casa ei. Cel care prețuiește, cel care răsplătește și cel care onorează o asemenea predare este Domnul Iisus Hristos. Și El a primit ceea ce femeia a adus. Acel parfum extraordinar. A acceptat Domnul ca femeia să îl pună pe picioare, să-i sărute picioarele, să îi ungă picioarele, să stea la picioarele lui și să-și exprime predarea ei prin acest act concret al a-i oferi Domnului lucrul cel mai de preț. Dragii mei, de fapt, Biblia spune că fiecare dintre noi este robul lucrului de care este stăpânit. Dacă mai e ceva între noi și Domnul care nu poate fi pus la picioarele Domnului, înseamnă că exact acel lucru e mai de preț pentru noi. Și doar dragostea pentru Domnul ne poate face să-L punem și pe acela la picioarele Domnului. Pentru că predarea mereu însoțește această dragoste față de Domnul. Domnul cu adevărat a prețuit această predare a femeii. Și Domnul i-a luat apărarea acestei femei pentru că a înțeles cu adevărat ce a însemnat acel parfum pus pe picioarele lui. În al treilea rând, când dragostea este în acțiune, există transfer și transformare. Așa am numit. Știți de ce? Pentru că Scriptura spune că femeia asta s-a atins de Domnul. În cultura iudaică, o femeie să se atingă de un bărbat nu era permis. Cu atât mai mult cu cât acel bărbat era un predicator. Era un om care avea un prestigiu. Era o persoană care trebuia să aibă foarte mare grijă de prestigiul ei. Dar Domnul acceptă ca femeia asta să-i atingă picioarele, să-i sărute picioarele și să-i le șteargă cu părul capului ei. De ce am numit lucrul acesta transfer și apoi transformare? Știți de ce? Pentru că o femeie de genul acesta folosea, printre altele, parfumul și părul pentru exercitarea păcatelor ei. Dar când femeia asta alege ca și parfumul și părul să le pună la picioarele Domnului Iisus, de fapt femeia asta spune: Doamne, trecutul meu, vinovăția mea, păcatele mele, povara mea, eu le pun la picioarele tale, că doar tu poți să transformi viața mea. Nu spune Biblia, repet, când a apărut dragostea pentru Iisus. Nu spune Biblia nici măcar când a primit femeia asta iertare, în sensul că Domnul Iisus, înainte de a vorbi cu femeia despre iertarea păcatelor, i-a spus lui Simon: Simone, îți spun ție că păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Știți de ce, dragii mei? Pentru că femeia asta alege să se atingă de Iisus, ca în felul ăsta, dacă vreți, nu e nicio forțare, în felul ăsta să pună asupra lui Iisus păcatele ei. Pentru că Biblia spune că Iisus a venit în lumea noastră, El, Sfântul lui Dumnezeu, ca să ia asupra Lui păcatele noastre și să ne atribuie nouă neprihănirea care El o are ca Fiul de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său! Amin. Și când femeia asta pune părul la picioarele Domnului și îl șterge picioarele cu părul, de fapt femeia asta spune: Doamne, păcatele mele le pun înaintea Ta. Și când te atingi de Domnul și îi dai păcatele Domnului, Biblia spune că El ne transformă, că El ne naște din nou, că El ne atribuie nouă neprihănirea. De aceea cred din toată inima că atunci când femeia asta și-a exprimat dragostea în felul ăsta, a fost un transfer și o transformare. Și a transferat păcatele asupra Domnului, dar a primit de la Domnul
pacea, bucuria, iertarea, neprihănirea și tot ce dă Domnul când cineva se atinge cu credință și din dragoste de El. Și cred că în dimineața asta noi suntem aici, ca prin credință să ne atingem de Domnul Iisus. În al patrulea rând, cu care vreau să închei, când dragostea este în acțiune, există slujire și susținere. Dumneavoastră știți foarte bine că Iisus provoacă un dialog cu fariseul acesta. Aș vrea să parafrazez puțin. Eu fi spus, Domnul, mă, băiete, tu ai fost bun la școală. Vreau să spun o problemă de logică. A răspuns bine fariseul. Dar a zis, Domnul, ascultă-mă. Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat nici sărutare, tu nu mi-ai spălat nici picioarele și nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Oare de ce n-a făcut Simon lucrul acesta? Probabil a vrut în felul ăsta să transmită un mesaj. Cine este șeful în casa aia? L-a vrut pe Iisus în casa lui, l-a vrut pe Iisus la masa lui să vadă prietenii, să vadă colegii lui. Pe cine are el în casă, dar a vrut să-l țină la distanță. A vrut să îi impună un anumit respect. A vrut să-i spună fără cuvinte, prin faptul că n-a făcut toate aceste trei lucruri. A vrut să-i spună, Iisuse, în casa asta eu sunt șeful. Dar știți ce se întâmplă? Vine o femeie păcătoasă. Vine o femeie care îl iubește pe Iisus și care n-are datoria să-i ungă capul, care n-are datoria să-i spele picioarele, care n-are datoria să-i dea sărutare în frunte Domnului Iisus, dar care din dragoste pentru Domnul este gata să facă toate aceste lucruri. Știți de ce, dragii mei? Că slujirea care vine din dragoste nu ia în considerare că trebuie să facă ceea ce ar fi trebuit să facă alții. Putea să zică femeia, treaba asta e a lui Simon. O face el, nu o fac eu. Dar femeia asta l-a iubit pe Iisus. Și pentru că l-a iubit pe Iisus, a contat mai puțin că n-a făcut Simon. A zis, fac eu ce n-a făcut Simon. Dar tu de ce o faci? Eu o fac pentru că îl iubesc pe Iisus. De câte ori nu avem filozofia asta în viață, în slujirea noastră? E treaba altora. E treaba adolescenților, e treaba tinerilor, e treaba corului, e treaba comitetului, e treaba păstorului. A-l sluji pe Domnul din dragoste este o onoare pentru oricare dintre noi. Și suntem astăzi aici cei care se botează, cei care ne-am botezat mai de mult sau urmează să ne botezăm, ca să-L iubim și să-L slujim pe Domnul din toată inima. Doamne, ajută-ne la asta! Dacă aș pătrunde în minte acestei femei, mă gândesc că ea o privi lucrurile și în felul ăsta. Nu se poate. Dacă ăsta este Iisus pe care eu îl iubesc, omul ăsta care este un lider religios, să nu-i dea cinstea, să nu-i dea slava care îi se cuvine. Știți ce a zis Dumnezeu prin profeți? Dacă eu sunt Domnul vostru, dacă eu sunt Dumnezeul vostru, dacă eu sunt Tatăl vostru, așa cum eu am spus că sunt și cum voi mărturisiți când mergeți la templu, unde este cinstea care mi se cuvine? Simon l-a avut pe Iisus în casa lui, dar a avut să-l țină la distanță. Însă a venit o femeie ca să-l învețe pe Simon cum trebuie slujit Iisus Hristos. Din dragoste și din toată inima. Doamne, ajută-ne la asta! Amen. Ei, dragii mei, o asemenea slujire este susținută de Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul intervine. N-are nevoie Simon să vorbească cu voce tare, pentru că Domnul știe gândurile lui Simon și Domnul vede atitudinea acestei femei. Și spune, Simone, vreau să spun ceva. Femeia asta a făcut tot ce trebuia să faci tu. Dar știi care e diferența? Tu o făceai din datorie, dar n-ai făcut-o, că ai vrut să mă ții la distanță. Dar femeia asta a făcut-o din dragoste. Hai să ne întrebăm în această zi, câți dintre noi îl mai slujim pe Domnul din dragoste? Din dragoste. Nu din datorie. Nu că, eu știu, suntem într-o poziție sau alta. Nu că se uită la noi cineva și că ne evaluează și că în felul ăsta putem să promovăm în anumite, eu știu ce, lucruri. Câți dintre noi îl mai slujim pe Domnul din dragoste?
Pentru că cel care ne vede slujirea, pentru că cel care ne susține în slujire, este El Domnul. Zice Biblia, 1000 să cadă alături de tine. S-ar putea să fie alții care să-ți critique slujirea, care să spună, asta nu se merită, asta nu-i bine recompensată, asta nu o vede nimeni. Este unul care o vede, cel pe care îl slujim din dragoste și acesta e Domnul Iisus Hristos. Fraților, masa din casa lui Simon s-a terminat. Programul din casa lui Simon s-a terminat. Și oamenii au început să plece. Nu știu care a fost ordinea în care au plecat din casa lui Simon, dar știu un lucru. Prin deducție. Când au plecat din casa lui Simon, doar două persoane au mirosit la fel. Când au plecat din casa lui Simon, când s-a gătat adunarea din casa lui Simon, doar două persoane au mirosit la fel. Era femeia cu parfum și era Domnul Iisus Hristos. Eu vreau să te întreb astăzi, că se încheie și slujba de botez, chiar dacă nu la 12, că a fost predica un pic mai lungă. Să încheie și slujba de botez. Să încheie și căsătoria și trebuie să plecăm. Întrebarea este, folosind expresia anterioară, mirosim noi ca Domnul Iisus? Purtăm mireasma care ne-o dă Domnul? Pentru că Domnul este Mântuitorul. Pentru că Domnul iartă păcatele. Pentru că Domnul a deschis o cale nouă și vie ca să putem ajunge în cer. Și El a zis, cine crede și se botează, se mântuiește. Asta a zis-o Domnul. N-a zis-o Pavel, n-a zis-o Petru, că a învățat-o în școala de teologie la picioarele lui Gamaliel. A zis-o cel venit din cer, Domnul Iisus Hristos. Cine crede și se botează, se mântuiește. De aceea, în această zi, vă invit cu smerenie din toată inima să-L iubim pe Domnul. Și când îl iubim pe Domnul, să căutăm orice ocazie, să avem ochii deschiși, să vedem ocaziile care ni le pune Domnul, să-L slujim pe El. Nu ca să ne vadă alții, măcar că ne văd. Și Biblia chiar spune, oamenii când vor vedea faptele voastre bune, îl vor slăvi pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Dar să ne vadă, să ne evalueze și să ne răsplătească Cel care ne-a și mântuit și pe care îl iubim din toată inima. Dragi candidați pentru botez, cuvântul a fost în primul rând pentru dumneavoastră și pentru noi toți ceilalți. Vă doresc multe lucruri, vă doresc multe lucruri, dar ceea ce vă doresc astăzi, în baza cuvântului care l-am predicat, este să-L iubiți pe Domnul. Asigurați-vă că-L iubiți pe Domnul. Și de aici lucrurile sunt extraordinare cu Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Cei care se ocupă de lucrarea care continuă, care trebuie să se desfășoare aici, mutarea amvonului și a lucrurilor de aici, îi rugăm să se pregătească pentru acest lucru, iar noi ne pregătim pentru a păși în apa botezului. Mulțumim fratelui păstor pentru acest cuvânt deosebit, inspirat din partea lui Dumnezeu și special pentru noi toți. Dumnezeu să-L răsplătească și să-L binecuvinteze. Amin.
pe Fiul ni l-a dat, Iisus Salvatorul.